Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii mai. Acestea se aplică tuturor celor care au soarele, luna și ascendentul în scorpion. Haideți să vedem despre ce este vorba pentru voi dedicat. Primul eveniment de mare impact în luna mai este retrogradarea la 0 grade vărsător a planetei Pluto pe data din 1. Probabil când apare filmarea, Pluto va fi retrogradat deja în casa voastră. A patra. Pluto este coguvernatorul vostru, este planeta puterii, iar casa a patra aparține Racului. De această dată se regăsește aici Vărsătorul. Vărsătorul spune individualitate, viitor, planuri de viitor și aspirații înalte, libertate, umanitate. Iar Pluto spune regenerare la nivel profund psihologic, transformare, moartea și renașterea vechiului, erotism, energie sexuală kundalini, pasiune, manipulare, putere și așa mai departe. Casa a patra aparține mamei, familiei, este casa începuturilor, este liniștea noastră de zi cu zi. Pluto aici, în acest context, pentru voi spune: trebuie să regăsești în tine forța să îți recapeți puterea tu cu tine și tu pentru tine. Poate acum apar în discuție pentru voi teme precum relația pe care o aveți voi, ca mamă, dacă sunteți doamne, cu copiii voștri, sau o transformare psihologică la nivel de percepție a voastră ca mame în legătură cu copiii voștri, unde v-au afectat la nivel de intimitate gândurile la copiii voștri sau unde simțiți că nu aveți putere în legătură cu familia voastră sau poate vreți să vă desprindeți de familia voastră și nu știți cum să o faceți. Pentru că vorbim despre retrogradare, asta înseamnă introspecție. Trebuie să reevaluez ceea ce simt profund și cu siguranță vor apărea aici idei, va apărea aici schimbare la nivel de percepție sau sunteți îndemnați să o faceți, să vedeți ce anume este în dezechilibru aici, pentru că veți fi nevoie să vă confruntați fricile, temerile și să le depășiți, să le integrați. Următorul eveniment astral va avea loc pe data de 5 mai, și anume eclipsa solară în Scorpion, în casa voastră întâi, în casa eului, a propriei identități. În opoziție cu casa parteneriatelor stabile 1 la 1, a contractelor deja semnate. Deci posibil aici să apară ca temă căsnicia sau relația stabilă din care faceți parte sau relația cu partenerii voștri de zi cu zi sau relația alături de oamenii cu care voi interacționați unul la unul cu recurență. Scorpionul este intens, puternic, profund, pasional. Atrage sau respinge idei. Casa întâi vorbește despre aspectul fizic, despre identitatea proprie. Poate doriți să schimbați ceva, să eliminați ceva în această direcție, pentru că o eclipsă este puternică. Luna înseamnă emoțiile noastre profunde, ascunse, adânc, convingere vechi, finalitate și începuturi noi. Eliminare, conștientizare, nu mai putem băga sub preș acum tema eclipsei. Cum mă raportez eu la relația cu ceilalți? Cine sunt eu, în primul rând? Și trebuie să înțelegeți cu profunzime, trebuie să înțelegeți real, concret, cu sinceritate față de voi înși vă, cine sunteți voi în relația cu voi și ce vreți voi de la relația cu ceilalți. Pentru că o eclipsă spune că sunteți pe punctul de a bubui și de a dori independență, libertate, să mergeți în lumea largă. Este recomandat să nu luați niciun fel de decizie permanentă pe data de 5, pe data de 6, pentru ca ulterior să o regretați, ci să analizați acolo, să ajungeți la adevărul vostru intern și să stați față în față cu gândurile voastre, cu sinceritate, pentru a ști pe ce drum să o apucați. Mai departe, pe data de 7 mai, avem intrarea planetei Venus în Rac, în casa voastră a noua. Venus este planeta iubirii, a banilor, a stimei de sine, iar Racul reprezintă familia, mama, trecutul, iertarea trecutului, spune Venus în casa nouă, înțelegerea trecutului, empatia, dragostea. Ce presar aici în legătură cu familia mea sau eu ca mamă, cum mă simt eu ca mamă. Iar casa nouă este casa în care ești student și profesor deopotrivă. Este casa meleagurilor străine, este casa studiilor înalte, a credinței, a spiritualității. Și Venus vine aici cu vindecare în rac și spune: cel mai bine pentru tine înainte și pe drumul tău este să ierți trecutul sau să-l înțelegi. Pentru că orice pas vei
face înainte, va fi ca o consecință a trecutului tău, pe care dacă nu-l înțelegi, vei căra după tine bagaj nefolositor. Tocmai de aceea, nimic nu este întâmplător. Se petrece întâi eclipsa și apoi Venus vine aici cu iertare, cu înțelegere. Urmează pe 14 mai ca Mercur să își reia mersul direct în Taur, în casa voastră a șaptea, la nivel de relații, unde, cel puțin în ultimul an și jumătate, a fost haos, să-i spunem așa, pentru că asta face Mercur. Mercur e iute, iar Taurul stabil, încet, sigur, vrea siguranță. Undeva, cumva, sub o formă sau alta, poate v-a fost zguduită stabilitatea. Și atunci, sub influența eclipsei și a lui Mercur retrograd, ați avut ocazia să înțelegeți ce vreți. Sau cel puțin ați fost susținuți să aflați adevărul sau să ajungeți la concluzia potrivită vouă. Care este drumul? Ce se întâmplă în relațiile tale? Cu cine ai o relație de unul la unul? Ce partener de afaceri ai? Ce oameni ai în jurul tău? Cu cine ești în parteneriat de viață? Depinde, după caz. Cu cine ești căsătorit și ce vrei de acolo? Cum este stabilitatea ta în acest moment? Care este valoarea ta în această căsnicie sau a relației în acest moment? Cum te vede partenerul tău sau cum te vezi tu pe tine? Pentru că este foarte important, iar aceste lucruri vor avea nevoie de o trecere în revistă serioasă din partea voastră. Pentru că pe data de 16 mai, Jupiter, marele benefic sau planeta norocului, intră aici, în casa voastră a șaptea, în Taur. Dar Jupiter, să știți că, deși este planeta expansiunii, el lucrează cu materialul clientului și vine și amplifică, extinde concluziile deja trase sau situația exact așa cum este ea. Dacă nu vă simțiți bine sau nu ați ajuns la nicio concluzie, Jupiter va susține această cauză a confuziei, iar dacă voi ați ajuns la o concluzie, posibil Jupiter să vă dea un elan nebănuit. Din nou, este o sabie cu două tăișuri. Trebuie să vă faceți temele înainte, pentru că alături de partenerii voștri, acum puteți excela. Puteți ajunge la ceva foarte stabil, de extrem de lungă durată, sau puteți opri, puteți înceta în acest moment niște parteneriate, dar fără să vă fi dat seama exact dacă ați luat decizia cea mai bună sau nu. Un Mercur retrograd este confuzie. Este bine să nu luăm decizii permanente în frecvențe de energie temporară. Pe 19 mai, tot aici în Taur, tot în casa voastră a șaptea, va avea loc evenimentul de lună nouă. O lună nouă spune, bun, trebuie să-ți trasezi noi direcții în viață pentru a ajunge la stabilitate și financiară, și materială, dar și în relația de iubire și în modul în care te vezi tu pe tine. Cum te vezi tu pe tine? Acesta este un bun prilej sub această energie să luați o hotărâre importantă pentru voi și să știți unde vă duce viitorul. Pentru că Pluto din vărsător din casa voastră, a patra retrograd acum, spune planuri de viitor. Unde mă relochez? Unde stau? Aici sau plec? Sau vine cineva aici, sau pleacă cineva din casa mea. Toate sunt corelate și sunt în tandem una cu cealaltă. Pe 20 mai, Marte, planeta acțiunii, va intra în Leu, în casa voastră a 10-a, foc cu foc, în chemarea sufletului, menirea voastră în această viață, profesia voastră, drumul pe care voi îl alegeți, cum vreți să fiți recunoscuți de lume, ce titulatură aveți. Ce vreți să faceți? Care este cariera, profesia voastră? Ce lăsați în urmă? Iar aici, foc cu foc, poate fi rebeliune sau poate fi vitalitate, energie, curaj, ca în sfârșit să începe să faceți ceea ce vă place. Sau poate fi independență financiară. Dacă până acum am depins material financiar de partenerul meu de viață sau de partenerii mei de viață, este un bun prilej, un moment prin care să devin independent în viitorul meu, să am identitatea proprie bine șlefuită, să știu cine sunt, care sunt valorile mele, ce iubesc, ce vreau și să fac asta de acum înainte. Atenție că leul, deși reprezintă o energie nobilă, voința sufletului nostru, poate aduce și dramă. Pentru că Marte, deși este vitalitatea și curajul, poate fi și agresivitatea. Își fiți cu băgare de seamă.
Pe data de 21 mai, soarele se va muta din casa voastră a șaptea, unde a zguduit aici treburile și a făcut posibil ravagii sau poate v-a făcut foarte mult bine, în gemeni, în casa voastră a opta, în casa intimității. Gemenii reprezintă intelectul, comunicarea. Sunt guvernați de Mercur, care rămâne în casa voastră a șaptea. Și soarele îi spune lumină. Văd lumina de la capătul tunelului la nivel de intimitate, la nivel de resursele partenerului meu sau a partenerilor mei, pe plan financiar, la nivel de putere. Comunic acum cu putere ce-mi doresc sau văd claritate. Văd cu claritate, comunic cu claritate, fără să-mi fie teamă pentru siguranța mea ce am de spus pentru un viitor mai bun. Judec limpede, judec profund și mă schimb. Mă schimb la nivel profund psihologic, mă regenerez, mă transform. Haideți să vedem ce ne spun și cărțile. Luna mai, da, este o lună profundă. Lumea, așa cum o știm noi, dragii mei, a încetat să fie. Se schimbă, s-a schimbat. Ce vedem noi acum nu va mai fi. Totul se schimbă, totul în jurul nostru se schimbă. Pentru voi, determinare, perseverența te duce pe tine la destin și la noroc. Aveți nevoie să luați niște decizii importante, să hotărâți cu claritate mentală și cu foarte mult curaj pe ce drum mergeți de acum înainte. Vedeți, acest personaj iese dintr-o grotă și vede cerul, steaua. Știe pe ce drum se îndreaptă. Cu eclipsa din casa voastră întâi nu veți avea cum să vă opuneți acestei energii foarte puternice și va trebui să acționați în consecință. Determinare. Următorul mesaj este... Ia naștere, minunea revelației pentru tine. Da, toate evenimentele astrale pentru voi sunt de mare impact luna aceasta. Puteți închide niște cicluri karmice transgeneraționale foarte puternice, casa 4, casa 7, casa 8, casa 1, foarte important, casa 10, să resetați totul, să porniți pe un alt drum cu încredere. Dar trebuie să ajungeți la o concluzie și iată că Marte din Leu vă va scoate din bucluc. Curajul și soarele din Gemeni, din casa voastră a opta, va aprinde reflectorul, doar că vă pune pe scenă. Voi va trebui să luați o hotărâre în ce direcție mergeți în viața voastră de acum înainte. Sensul vieții tale, să cauți viziunea profundă a vieții. Pentru voi, să știți că este un fel de trezire kundalini, un fel de resetare, un fel de trezire spirituală, un fel de nou început. Nu un fel de nou început, ci chiar un nou început, care nu merge evitat. Ceva trebuie să se transforme și veți vedea din aproape în aproape că nu puteți rezista acestei acțiuni. Voi aveți o alegere de făcut, pentru că sunteți scorpioni. Acceptați sau respingeți ideea. Și, în consecință, de aici înainte, vă creați realitatea. Este o spirală, cicluri vechi se închid și aici am un ulcior de apă. Știți, vorba, ulciorul nu merge de multe ori la apă. Deci ceva ce are legătură cu fondul vostru emoțional, cu corpul vostru emoțional, cu profunzimea voastră, cu emoțiile voastre ascunse, cu dorințele voastre cele mai profunde, ia naștere. Trebuie să ia naștere ceva nou aici. Motivație. Voi aveți nevoie de motivare. Deși sunteți guvernați atât de Marte cât și de Pluto, iată, că veți găsi în voi forța să o luați de la început. Pentru unii dintre voi, iertare. Trebuie să iertați trecutul. Venus, din casa voastră nouă din Rac, asta vă cere. Trebuie să găsiți, pentru unii dintre voi, determinarea și motivația să iertați și să înțelegeți sensul vieții voastre, să vă recăpătați puterea. Veți avea niște revelații, niște conștientizări foarte profunde și receptivitate. Pentru că ceea ce veți hotărâ voi va fi proiectat în exteriorul vostru, macrocosmos, microcosmos și realitatea voastră vă va răspunde. În funcție de alegerile voastre, așa se vor așeza și lucrurile în viața voastră de zi cu zi și la nivel de parteneriate și la nivel de
aspect fizic și de modalitate prin care voi sunteți percepuți de către ceilalți și la nivel de credință, credință înaltă, ce iubesc acum vine către mine sau fuge de mine. Și atunci trebuie să găsiți o cale de mijloc, trebuie să alchimizați toată această poveste pentru că nu avem de ales. Asta este viața și așa este făcută ea. La nivel de relații, a ieșit un 6 de cupe, nici n-am apucat să le împart. Și pentru că în continuare este Mercur retrograd, salutăm vecinii care bat în pereți, nu știu ce fac. Trebuie să ne mai și amuzăm puțin, pentru că altfel o luăm razna. La nivel de relații, avem 6 de cupe, după cum spuneam, 9 de monede, roata destinului și cavalerul de spade. Pentru unii dintre voi este foarte simplu. La nivel de relații, reușiți îmblânzirea bestiei. Să reluați o conexiune cu cineva care a fost foarte, foarte rece cu voi în ultima perioadă și foarte solitar, sau cu cineva de care v-ați despărțit recent, să spunem. Alții dintre voi doriți să fiți singuri în relație de acum înainte și să vă ocupați de voi, de mintea voastră. Alții dintre voi s-ar putea să luați o decizie pe care ulterior să o regretați. Atenție la detașarea vărsătorului. Vedeți că avem aici bufnița, trebuie privită situația cu înțelepciune. Atenție la tăișul sabiei, la ce facem, pentru că totul are două posibilități, da? 9 de monede spune este momentul cu Venus acolo în rac să te simți bine în pielea ta și să ai mai mare încredere în tine și în mentalul tău, pentru că undeva ți-a fost zguduită așa, poate prin niște jocuri de putere, poate prin manipulare emoțională sau psihologică, gândirea, forța, modul în care ți-ai desfășurat tu viața până acum. Ai stat sub umbrela cuiva, sub acoperământul cuiva și tu nu știi cine ești. Și atunci trebuie să-ți capeți identitatea proprie sau să-ți o recapeți, să știi care este sensul tău aici, în planul terestru. Pentru alții dintre voi, văd că revine către voi, spre voi, o persoană care este acum singură. Dacă înainte ați fost într-un cuplu cu cineva și v-ați despărțit, șansele de revenire aici sunt maxime pentru unii dintre voi. Dar această persoană, pe lângă faptul că a devenit mai înțeleaptă, a învățat și granițele proprii, a învățat și să-și poarte de grijă. Și câteodată iubirea de sine nu înseamnă egoism, să știți. S-ar putea să aveți de-a face cu cineva foarte înțelept, care se iubește pe sine sau așa s-a născut mai înțelept. Și vouă să nu vă placă neapărat acest lucru, acest context, să aveți mai multă nevoie de iubire și să înțelegeți că iubirea ne o dăm noi nouă, că ce este în exteriorul nostru nu ne face fericit sau fericită, ce este în exteriorul nostru este doar modalitatea prin care exteriorul ne răspunde la stimuli interiori. Dacă sunteți singuri, acum puteți intra într-o relație cu cineva, fie pe care voi îl plăceați de mult, fie cu cineva complet nou, dar cu care să vă asemănați foarte tare, să aveți foarte multe lucruri în comun, să vă asemănați în primul rând la modul în care gândiți. Pentru roata destinului aici, cavalerul de monede, doriți un nou început, clar. Sau vă gândiți la un nou început și nu știți dacă să iertați trecutul sau nu. Căutați în voi puterea de a o face, pentru că este o relație de foarte lungă durată în spate. Iată, patru de spade. Este o relație în care voi acum sunteți amorțiți, posibil o căsătorie și ați tot analizat ce s-a întâmplat acolo. Pentru alții dintre voi se îndreaptă către voi cineva din străinătate sau cunoașteți pe cineva de altă naționalitate. Pentru alții dintre voi vă doriți un nou început. Vă doriți să vă simțiți ca înainte, unii dintre voi ca în tinerețe, alții dintre voi ca înainte de a vă fi prăbușit, este ceea ce aud, aud o prăbușire, dar aveți ocazia să o faceți, vedeți? Uneori 1, ori 0,
Egal zero. Nebunul. Începutul și sfârșitul. Cavalerul de cupe. Unii dintre voi căutați să iertați pe cineva. Pe cineva. Pe partenerul vostru de viață, dacă sunteți căsătoriți. Pe iubirea vieții voastre, dacă revine din trecut și nu ați mai vorbit de foarte multă vreme. Iar alții dintre voi pe voi înși vă, să știți. Venus în rac acolo vă duce cu gândul la trecut și aveți multă iertare de făcut, multă alchimizare, multă înțelegere, dar cu un nivel înțelept, spiritual. Șase de spade și veți găsi o soluție, vă poartă drumul, vă poartă energia către omul potrivit, către locul potrivit, către persoana potrivită vouă. Dacă sunteți într-o căsnicie, atunci există remedii. Dar este foarte multă treabă mentală aici. Stați față în față cu fricile voastre. Pentru alții dintre voi, cineva vă curtează și nu știți dacă să vă deschideți sufletul sau nu, pentru că aveți în trecutul vostru experiențe care v-au răpus energetic, dar aveți o alegere de făcut. Iar pentru cei care sunteți separați, există o soluție pentru voi să mergeți mai departe. Unii pe drumul vostru, alții împreună, deși văd că mai degrabă pe drumul vostru. Lumea, exact cum am spus, unii pe drumul vostru, iar alții vă puteți împăca cu cineva de care v-ați despărțit anterior, de care ați fost la distanță reală, fie din localitate, în alt oraș, în altă țară, sau de care ați fost despărțiți o perioadă. La nivel de plan material, 4 de monede, asul de cupe, 9 de cupe și 6 de spade. Măi, ce cărți frumoase! La nivel de plan material, cu atâta amprentă acolo pe casa voastră a șaptea, unii dintre voi vă sigilați, după cum spuneam, căsnicia. De ce spun asta? Pentru că taurul este semnul banilor și la voi toată acțiunea taurului se petrece în casa a șaptea, în opoziție cu eclipsa aceea, care spune ori cureți tot ce s-a întâmplat și te vei simți bine în planul fizic, material, în viața ta terestră, așa cum o știi, ori mergi mai departe, către o altă iubire, către o altă relație, orice ar fi. Absolut orice este posibil pentru tine aici. Pentru alții dintre voi, dacă sunteți antreprenori, să știți că reușiți acum să încheiați niște contracte fantastic de bune care să vă susțină viitorul financiar, material, afacerea, dacă vorbim despre asta. Pentru alții dintre voi, dacă aveți provocări legale, atrageți către voi ceea ce vă doriți. Pentru alții dintre voi, văd că plecați către divorț sau depuneți chiar și actele, dar vă împăcați după o perioadă scurtă de timp. Vă împăcați. Sau vă răzgândiți. Nu aș lua nicio hotărâre pe acest Mercur retrograd, revin la ce am spus anterior, pentru că este o sabie cu două tăișuri. Alții dintre voi văd că semnați un contract de muncă care vă împlinește foarte mult, atât la nivel de stimul mental, cât și la nivel de suflet. Iar alții dintre voi vă întoarceți la niște studii sau faceți niște lucruri care au legătură cu medicina, cu vindecarea, cu niște tratamente, terapii. Trei de cupe, bucurie. După toată acea forță, mișcare de forță acolo, în casa voastră a șaptea, cu prilejul lunii noi, veți găsi bucurie, veți avea claritate, iată cum să depășiți obstacolele, provocările și cum să deveniți independenți financiar, pentru că și acest lucru intră în discuție aici. Mai departe, pe plan emoțional, spiritual, medical, avem un altul preot, împărăteasa, șapte de bâte și magicianul. Văd că unii dintre voi vă doriți cu foarte mare putere, adică sunteți în discuții, da, cu cineva, ceartă, de ceva vreme sau care s-a declanșat acum un an și jumătate. De ce spun acest lucru? Pentru că avem nodurile lunare acolo,
în Scorpion și Taur, nodul nord și nodul sud, adică un sens al predestinării noastre. Și văd că s-a iscat ceva la nivel de comunicare, fie partenerul vostru de viață comunica cu cineva, fie voi ați început să comunicați cu cineva, fie s-a înrăutățit comunicarea. Nu vă mai regăsiți în acea comunicare, dar aici avem împărăteasa, Venus în rac, în casa noua. Elevare la nivel spiritual. Trebuie să înțelegem niște lucruri foarte înalte, pentru că avem și preotul aici. Casa noua este casa spiritualității, a credinței înalte, casa lui Jupiter, iar acesta reprezintă Taurul, da? Înaltul preot. Venus este guvernatoarea Taurului și spune stima ta de sine. Trebuie să comunici, să clarifici, să-ți clarifici și să-ți cureți percepția în ochii lumii. Cum? Prin tine însuți sau însăți, să știi cine ești și ce iubești și cât de mult pui preț tu pe tine, pentru că se reflectă în exterior. Hai, motivație înainte și iartă-te. Iartă-te pentru că undeva te judeci tu pe tine. Ești tu împotriva gândului tău. Vrei să faci ceva și te lupți cu tine. Gândești la ceva și te învinovățești pentru asta. Pentru alții dintre voi spune că s-ar putea să fie nevoie să iertați pe cineva sau că toată această confuzie, această apăsare emoțională este pentru că vă întrebați să-l iert sau să nu-l iert, să o iert sau să nu o iert. Iar aici răspunsul este Venus. Pentru stabilitatea voastră, pentru siguranța voastră sau pentru că vă iubiți sau pentru că este ce știți de o viață, voi vă știți mai bine viețile. Iertare, măcar iertarea. Și apoi hotărâți voi către ce drum vă îndreptați. Dar iertarea este necesară aici pentru că vă iertați pe voi, nu pe ei, ci pe voi. Magicianul ce înseamnă aici? Înseamnă pajul de bâte. Marte în leu înseamnă că v-a strânit cineva atât de tare încât vă vine să fugiți, v-a activat foarte puternic, a strânit cumva și curaj, dar și furie. Și furia aceasta trebuie eliminată. Justiția. Unii dintre voi să știți că sunteți la un pas de divorț sau poate vă hotărâți voi așa peste noapte, iar din nou recomandarea cărților este să gândiți bine, să vă gândiți bine la ceea ce faceți, pentru că poate fi divorț sau poate fi împăcare. Șapte de cupe. Confuzie. Dacă voi nu știți ce să faceți, atunci este mai bine să așteptați un pic de timp și să începeți realmente așa cum spun, cu iertarea, pentru că de acolo vă schimbați frecvența și veți înțelege. Veți avea alegeri de făcut. Deci alegerea vă va aparține în totalitate. Important este să vă hotărâți la ceva. Toate aceste evenimente astrale nu fac decât să ne ajute și să ne susțină pe noi, să nu rămânem blocați în spațiu și în timp. Și iată, roata destinului din nou, ca și aici, unde spune acum ori niciodată. Cam trebuie să-ți dai seama ce vrei să faci, pentru că de asta depinde siguranța ta, viața ta, de acum înainte, cumva. Ăsta înseamnă drumul tău. Pentru unii dintre voi s-ar putea să fie irevocabil, ceva irevocabil, să nu mai puteți da înapoi ulterior. Sau unii dintre voi vă dați seama că ați luat deja o hotărâre, dar vreți să o întoarceți. Și acest lucru este posibil. Regrete aveți aici, supărări, da? Deci v-ați certat, aceste lucruri s-au soldat cu supărări, cu regrete și aveți de ales dacă să rămâneți în această frecvență a amarului, a tristeții sau să o depășiți, să oferiți iertare sufletului vostru, persoanelor care v-au greșit și să mergeți mai departe pentru că vă înălțați. Și o carte generală. De ce vă puteți ajuta? Prezent. Acum trebuie să se întâmple totul. Liber arbitru. Împărăteasa și casa opta. Casa opta spune soare în gemeni pe data de 21. 21 este controlul. Mă eliberez de sub controlul propriei mele gândiri, devin obiectiv, analizez și cercetez. Ce am gândit până acum trebuie să crească, trebuie să ajung la o concluzie. Așa
cum se prezintă situația în acest moment, pe toate planurile, nu mai poate continua. Talismanele. Numărul 3, numărul 2, 32, 23, 5. Înalta preoteasă și împărăteasa, iată, Venus în rac, iertarea. Iertarea vă deschide ușa către credință, către aspirații înalte. Aici avem un taur, iată, iertarea partenerului pentru unii dintre voi, care poate v-a amăgit, dar o puteți face mai ușor decât credeți. Avem aici un bagaj, pentru că altfel veți căra după voi bagajul trecutului și vă va afecta la nivel de sănătate, la nivel emoțional, acest îngheț. Veți rămâne cu inima închisă și trebuie să vă permite să iubiți și trebuie să știți cine sunteți. O piuliță, se repară ceva, o șansă de a repara. Există o șansă reală de a repara. Dar trebuie să înțelegeți voi aceste lucruri. Aveți o rădăcină puternică aici. 7, 2, 3, 7, 9, casa 9, din nou Venus în rac, realmente 3, împărăteasa, 9, casa 9, Venus în rac, 10, roata destinului. Știți, voi știți ce decizie trebuie să luați în alta preoteasă. Știți deja ce decizie să luați. Trebuie doar să o acceptați și să aveți curaj să o puneți în practică. Iertați sau mergeți mai departe. Racul, din nou, casa, mama, dacă vă gândiți la copii, copiii nu sunt ai noștri, copiii sunt ai divinității, copiii au viața lor, dacă noi suntem bine și copiii sunt bine. Ceva fertil care crește, intuiția, trebuie să vă folosiți de intuiția voastră, dar aici avem o muscă care spune că energia este joasă, să curățați această energie joasă. Cu înțelepciune, rapid, iată, la luna nouă, din taur, semnul banilor, să vă recăpătați încrederea în voi, pentru prosperitate materială, niște vești care apar repede, se corectează o eroare, dacă partenerul v-a greșit, acum poate recunoaște și puteți să vă iertați acolo, voi cu voi, reciproc. Sfatul energiei este să nu te dai bătut înainte de a încerca ceva. Din nou luna nouă, data de 19 este importantă pentru unii dintre voi. Aici avem noi. Nu că să luptați pentru noi, lupta atrage după sine mai multă luptă, ci iertarea, peștii. O înțelegere așa absolutului, la un nivel necondiționat. It is what it is, o acceptare. Unii dintre voi trebuie să acceptați ceva neapărat, iar acea acceptare vă aduce liniștea, vă aduce tezaurul, vă aduce bogăția. Din nou vedeți roata destinului și împărăteasa de aici, de la planul emoțional. Dacă alegeți durerea, veți comunica cu partenerul sau puteți comunica pentru că vă aude. Aveți și receptivitate și HH, care înseamnă îmbrățișare, da? Ne auzim, ne ascultăm și comunicăm. Și aici este eroarea. A apărut o eroare care se poate corecta. Iar aici am inițiala G. G. Ceva legat de G. Țară, oraș, nume, cuvânt, drag vouă, cine știe. Iar toate acestea au nevoie de o concluzie acum. Acum, în acest moment prezent. Cam atât, dragii mei, vă mulțumesc tare mult, sper să vă fi fost de ajutor mesajele, să fiți bine, sănătoși, iubiți și să ne reauzim și data viitoare la fel de bine. Pa, pa!